La școală eu învățam foarte bine, o să încep de aici, dar eram și cel mai rău copil din școală. Acolo, într-un final, ești... Cum crezi tu? Care este sensul vieții? Știu că îți place inclusiv să discuți despre filosofie. De fapt, sensul vieții ar fi ca tu să trăiești. Dar cât timp ai jucat fotbal? Vreo 3 ani, dar eram mic, de mult n-am jucat. Dar tu n-ai răspuns corect. Da. Dumneavoastră, de unde știți? Dumneavoastră! Acest rege al geto-dacilor a impus o anumită lege care, dacă rămânea în vigoare până astăzi, atunci Festivalul Vinului nu ar mai fi fost organizat niciodată. Cine este regele și ce lege a adoptat? L-am vrut scriu, dar m-am gândit că e cuvânt urât. Și mi-am promis că nu te simt, dar mâinile mă mint. Moderatorul adresează 12 întrebări din curicula școlară. Împotriva invitatului special, luptă 12 elevi. La prima întrebare, invitatul va avea drept adversar un elev din clasa 1 și tot așa până la clasa 12-a. Pentru fiecare răspuns corect se oferă un punct, iar la final vom vedea care generație este mai tare și cine va lua premiul. Apropo, la recreația mare, invitatul va răspunde la câteva întrebări provocatoare. Să înceapă lupta generațiilor! Salut! Eu sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la emisiunea educativă Lupta Generațiilor. Regulile deja le cunoașteți. Haideți să facem cunoștință și cu invitata zilei de astăzi, care este interpreta Olga Verbițchi. Tot ea, câștigătoarea X Factor România. Olga, noroc! Noroc! Eu mă bucur să te văd și în formatul ăsta. Noi, la un moment dat, am discutat cu tine într-o atmosferă foarte serioasă, da. Da, și profundă, așa. Un interviu care a făcut furori. Corect. Mulțumesc. Azi o să mai râdim un piculeț aici. Eu tare mult sper că tu o să și cânti. Ok, mă gândesc. Până să ajungem la muzică, zi un pic cum era la tine la școală. Ok, la școală eu învățam foarte bine, o să încep de aici, dar eram și cel mai rău copil din școală. Adică era balanța asta, tot timpul era purtarea 2 și învățătura 9-10. Ai avut colegi care făceau mișto pe seama ta? Foarte des, da. A fost o perioadă mai lungă, din a 5-a până într-a 9-a, de bullying de asta înspre mine, dar și eu îl dădeam înapoi, adică nu-i ca și cum stăteam degeaba. Dar asta s-a accentuat în momentul în care tu ai început să devii populară, când ai fost în România la X Factor? Da, iar că atunci, da, după 10, chiar a fost mult mai grav. Dar ce s-a întâmplat? Spune un pic despre experiența Nu știu, adică din partea mea niciodată nu s-a întâmplat nimic, dar eu m-am întors la școală și cumva lumea deja era altfel. Nu din cauza că eu îi vedeam altfel, dar că ei mă vedeau altfel pe mine. Și a fost foarte greu să mai rezonez cu cineva în școală. Și după asta au fost 3 ani așa de singurătate, în care eram foarte dark și foarte rău cu toată lumea și nimeni nu vorbea cu mine, pentru că mă beteam cu tot. Serios? Uite că asta e o altă parte a succesului. Da. Adică oamenii te vedeau ca super vedeta deja, da. Olga Verbițchi, și mai puțin ca și colega lor. Da. Și mi se permiteau să fac mai multe lucruri rele, pentru că profesorii mă țineau în școală din cauza că eu cântam. Chestia cu, mi-ai spus că tare sper să cânt în emisiune, eu am o traumă. Era moment în clasă când dirigenta mea îmi punea nota 2 la matematică, de-aia învățam pe 10 și la matematică. Și n-avei voie să-mi pui 2. Și îmi zicea, când șterge 2, numai dacă vin în fața clasei și cânt. Și nici nu îmi plășe. Când pe mine cineva mă pune să cânt cu desenă în clasă, gen, și tot, da, știi? Gata, eu nu o să provoc, da, dar copiii, știi, îi simți incomod. A fost trauma asta, cumva, când auzim, când punem o notă rea, știm că am ușa să-mi pune să cânt și trebuie să cânt la toți profesorii. Nu-mi place asta tot. Înseamnă, poate tu cântai foarte bine. Da, eu cântam foarte bine, dar eu nu pentru asta venim la școală, înțelegi? Pe mine cumva mă manipula cu chestia asta. Ia că ți-am pus în 2, vin și cânt în gând. Traumă din copilărie. Spune care era atitudinea ta față de note. Îți dai seama că mă deranja chestia asta, pentru că eu nu învățam de 2, dar ieșeam, cântam în cântec, se șterge corectorul, spune eu, înțelege. Hai să trecem la jocul nostru. Eu să-l invit aici în fața clasei, să-i zicem, pe Valentin, care vine împreună cu mingea lui. Valentin, lasă mingea acolo, întâi ia loc, spune-ne un pic despre pasiunea ta față de fotbal. De unde se trage? De la... Eu am învățat să fac fotbal de la 4 ani de la echipa Championica. Bravo. Așa. Apoi m-am dus la echipa Da Vinci și am încercat să joc și mai bine decât la Championica.
La Championica era o echipă, așa, așa, așa. Dar la Da Vinci e râvos. Te mănânc. Nu o treabă. Așa, și tu marchezi multe goluri? Da, eu sunt atacant. Ești atacant. Eu tot am fost atacant. Tu ai jucat și fotbal? Da, eu am jucat fotbal la un moment dat în viața mea, în FMF. Și eram atacant pe dreapta. Tu, ce poziție? Atacant central, stânga-dreapta? Și centru și în dreapta. Voi azi ați avut meci? Da. Câte goluri ai marcat? 3. 3? Dar spune cât a fost scorul general? 25-4. Voi sigur ați jucat fotbal, nu handbal? Nu, fotbal. Dumnezeu, ce echipă v-ați bătut joc? Nu, nu, spune. Ce poți face tu cu mingea? Dublez, pas. Da? Hai să vedem câteva pas. O să-mi amintesc și un pic din fotbal pe care l-am făcut la liceul sportiv. De ce trebuie să ții cont atunci când dai o pas? Să ții, când dai pas, trebuie să fii pregătit. Că poți în orice moment să vină mingea la tine și tu să nu fii pregătit. Hai. Așa. Și după ce principi oprești mingea? Așa. Ia să vedem fără oprire. Așa, eu nu o să te provoc să jonglezi, dar cel puțin văd că la capitolul pase te descurci bine, da? Hai să vedem cu driblingul. Încearcă să mă driblezi. Eu am fost apărător. Așa. O, deci tu ai tactica asta. Dacă ai viteză, deci te duci lateral de adversar. Foarte bine. Sau e ca așa. Așa, hai să vedem. Bine, aici trebuie să ai un pic mai mult spațiu, dar mai driblat. Deci asta, te uiți ca să intri în cadru, da? Deci driblingul a fost extraordinar. Hai să vedem la cum te descurci la capitolul întrebări. Care este disciplina ta preferată la școală? Care obiect îți place? Matematica. Matematica? Ia să vedem ce întrebare e aici. Ei, română. Am nimerit-o bine, nu e din matematică. Întrebare pentru clasa 1. Cum se numește rezultatul adunării? Voi asta ați trecut recent, Valentin. El deja scrie. Eu dă-mi scrie? Hai să ne amintim. Da, deci când noi adunăm un termen plus un termen. Nu, eu știu ce adunare, dar întrebarea asta e foarte strană. Cum se numește rezultatul adunării? Da. Rezultatul adunării? Rezultatul. Deci, dacă îți amintești de la matematică, erau anumite noțiuni pe care noi le învățam cumva pe de rost. Ah, ok. Da? Și tu când aduni, așa, acolo într-un final ești... E rău scopiat. E rău scopieză, da? Dar de ce e rău, Valentin? Eu așa am dat bacul. Glumesc. Vezi, dacă tu nu ești atent și ai ținut foaia. Gata, nu îi puneți în puncte. Nu, el a câștigat, el a câștigat. Într-adevăr am copiat. Mă scuzi. Dar uite, și asta e o abilitate atunci când ești la școală, da? Dar asta o să fie de învățătură pentru ceilalți colegi ai tăi. Când o să vină, o să scrie răspunsul și o să ascundă cu mânuța. Să ascundeți de mine. Hai să ajutăm fetele. Tu nu ajuți fetele la școală? Nu, eu chiar n-am știut. Adică am știut, dar nu înțelegem întrebarea. Poate probabil din cauza asta. Că am văzut cuvânt scris la tine pe foaie și am zis că logic era aici cuvânt. Deci da, pe viitor ceilalți o să acopere. Că, dar nu e adevăr. Nu-i puneți punct. Nu-i punem, nu-i punem. Zero puncte, Olga, zero. Dați-o afară din nimic. Dar tu atât de principial ești, da? Dar tu cum ai ajuns la concluzia asta? Ești sigur că e corect? Da. Deci răspunsul corect la această întrebare este sumă. Și Valentin, deci Olga, tu decizi până la urmă că eu consider că chiar și un răspuns copiat tot este corect. Nu, nu e corect. Ok. Lasă, deci dacă Olga, eu, gata. Deci eu că tare ne amintesc că eu tot nu-mi plășe când de la mine copiau când era. Ok, atunci îți punem un zero ție. Pune eu zero. Și un punct elevilor. Și Valentin duce elevii în avantaj. Mulțumim tare mult. Eu voiam să te mai ajut, dar am văzut că tu ai fost șmecheră. Nu, eu repede. Eu găsesc ieșiri din situație. Clasa a doua și îl invit aici pe Daniel. Salut! Daniel. Bună ziua! Noi ne-am văzut, bună ziua! Tu vii așa modest acum și așa. Noi ne-am văzut zilele trecute. Da, l-a venit să mă câștig. Tu erai mult mai vorbăreț și mai activ. Știu, dar m-am cam schimbat. Eu am diferite dispoziții dependent de ce zi e. Și astăzi ce dispoziție ai? Într-un fel pot să mă râd, dar și fericit. Așa, ce te face fericit? Că apar la TV și pe YouTube. Dar poți să mă râd pentru că afară e rece și e așa ploios. Da. Dar cum crezi tu? Care este sensul vieții?
Știu că îți place inclusiv să discuți despre filosofie. De fapt, sensul vieții ar fi ca tu să trăiești. Că fără viață n-ar exista nici moarte. 100%. Dumnezeule, tu unde ai citit asta? E foarte profund. Deci tu în clasa a doua analizezi inclusiv subiecte din astea. Da. Tu mi-ai zis un lucru destul de curios despre tine. Că mama ta are 37 de ani. Da. Ca și? Ronaldo. De ce consideri important asta? Ești pasionat de fotbal și tu? Nu, doar că îmi place să știu diferite lucruri și mă informez foarte mult. Și mai este încă o curiozitate despre familia ta genealogică. Da. Toți sunt născuți primăvara? Da, genealogic, toți sunt născuți primăvara. Adică mama, fratele meu și eu. Ce zodie ești? Păi tatăl genealogic și cel încă nu căsătorit, adică cel vidrec, nu sunt niciunul practic căsătoriți. Nu înțeleg. Deci el, părinții au divorțat și el acum are un tată vidrec, dar încă nu este căsătorit cu mama. Da. Aha. Dar ați fi? Urmează. Întrebări de astea. Urmează nunta, bănuiesc, da? Nici nu suntem siguri. Am înțeles, ești foarte sincer. Nu intrăm mai mult în detalii. Spune, care este disciplina ta preferată? Muzica. Muzica, ia să sunt și, dar iubesc și matematica. Așa. Eu încă nu m-am decis ce vreau să devin. Dar ai mai multe opțiuni? Da. Ce opțiuni ai? Muzicant, om de știință și, de exemplu, cum să zic, voleist. A, jucător de volei. Wow. Da. Îți place și sportul inclusiv. Da. Dar să cânti, tu cânti bine sau... Cânt bine. Da? Poți să ne cânti ceva? Nu. Nu ai. Nu, eu cânt mai mult la instrument, dar n-am instrumentul. Aha. Dar la ce cânti? La ce cânti? La un fel de marimba, doar că fără tuburi și se cântă doar un om. Oh, wow, frumos. E un fel de xilofon uriaș. Da. Tu sigur ești clasa a doua? Da. Zici că e un matur care... Hai să mergem la întrebare, să vedem. Deci o întrebare ce ține de logică. Daniel. De logică? Da. Așa, întrebare pentru clasa a doua. Numiți trei zile care urmează una după alta, dar fără să folosiți numele zilelor. Aici deja, da? Hai să vedem. Trei zile care urmează una după alta. Cum se mai numesc zilele? De exemplu, astăzi este sâmbătă, da? Da. Dar dacă noi nu avem dreptul să zicem sâmbătă, dar putem să spunem? A, știu, gata. Ia să vedem. Ia să vedem dacă știi chiar. Ridicăm răspunsul și îl arătăm la cameră. Da? Deci, hai să vedem, Olga Verbițchi, ce ai zis? Azi, mâine, poi mâine. Așa? A șasea zi, a șaptea zi și prima zi. Deci dacă o săptămână are 7 zile, eu am luat ca și cum ar fi de ziua de azi. Ok, de la sâmbătă, duminică, luni. Da. Da, e mixed. Deci, Daniel, eu nici am opțiunea asta aici, dar ea e corectă. Deci, eu am două opțiuni. Răspunsul corect ieri, azi, mâine, sau azi, mâine, poi mâine. Dar stai o clip, și ăsta tot e corect. A șasea zi, a șaptea zi și prima zi. Și mi se pare... Tu ai continuat întrebarea de logic cu... Vezi că asta e întrebarea de logică, dar logica Olga, la fiecare... Olga, tu decizi, îl punctăm sau nu, dar mie mi se pare... Ei, dar nu, eu nu pot să nu-i punctez copiii, mi-e plac copiii, nu-mi dați nici așa decizii. Daniel, tu aici ai un punct cu literă mare, da? Din partea noastră. Dar ai și văzut? Eu nu. Oi, eu. Stai o clipă, Olga. Și tu ai un punct. Eu mă duc acasă. Să nu fie o obișnuință, dar spun zero acolo. Felicitări, îmi place răspunsul tău. Nice, chiar fiecare, dacă eu nici nu m-am gândit niciodată. Fiecare are logica lui. Deci trebuie să faci om de știință. Da, 100%. Lasă, voleibolul și ăla. Dar peste tot acolo o să fie bun tu. Fă ce îți place. Mergem mai departe, clasa a treia, Constantin, care tot face fotbal. Da. Și fratele tău a fost aici în clasa a întâi. Da. Lasă minge acolo și hai să discutăm un piculeț. Care este atuul tău la fotbal? Prin ce te evidențiezi? Eu mă evidențiez prin viteză, prin dribling și cam atât. Înțeleg că jonglatul și artificii tehnici mai puțin. Da. Eu tot așa eram, eu fugeam bine. Eu tot. Când făceam diferența la fugă, era ok. Când am văzut că trebuie să fii și tehnic bun... nu. Clasa a treia. Deci tu ai perspectivă, adică îți dorești cel puțin să devii fotbalist de performanță? Da. Care este jucătorul tău preferat? Messi. Lionel Messi.
Deci Olga tot a jucat fotbal. Vezi că ea este îmbrăcată și încălțată corespunzător. Arată-i câteva chestii care le crezi tu importante din fotbal. Iată. Eu să mă ridic? Da, hai să vedem, să încercăm și testăm chestia asta. Eu stau aici, știi, pe post de antrenor, da? Dar ce să fac, să driblez? Arată cum, în ce constă un dribling. Hai, cum antrenorii vă învață pe voi. Un dribling este important să desconcentrează adversarul. Deci, succes! Hai, da. Dar nu pot, că eu vreau să... Hai că-ți dau voie, nu pot. Noi acuși... E altceva cu copiii când trebuie. Siguranță, da, deci noi... Nu o să intre aici într-o alunecare din asta spectaculoasă. Dă-ți o minge, vreau? Hai. Nu pot nici. Dar spune care este, iată, principiul la... Ce înseamnă offside, de exemplu? Offside când stai după ultimul apărător în careu. Și tu ce poziție ai pe teren? Atacant, da, și de multe ori stau în offside. Directoarea ta spune un lucru tare curios. I-au zis că când tu ieși pe teren, trebuie acolo să țină foarte mult din tribune ca tu să te apuci de joc, așa nu, este? Nu că din, să mă țin, ca să trege numele meu de familie care scris mai eu, ca să mă concentrez și să mă duc să bat gol. Am înțeles, și funcționează? Da. Hai, pasați un piculeț cu Olga, ia să-și reamintească de la fotbal. Olga, deja eu văd că foarte bine mânuiești. Da, dar cât timp ai jucat fotbal? Vreo 3 ani, dar eram mic, de mult n-am jucat. Atenție, întrebarea pentru clasa a 3-a. Hai, Doamne. Plantele respiră cu ajutorul. 3 variante de răspuns. A. Rădăcinelor. B. Frunzelor. Și C. Tulpinei. Acum hai să ne imaginăm că... Tu ai deja răspunsul? Nu mai ajut pe Olga. Na? Vrei să o lăsăm în urmă cu totul, chiar din primele 4? Dar tu n-ai răspuns corect. Da. Dumneavoastră, de unde știți? Dumneavoastră. Simți incomod când zice dumneavoastră? Foarte incomod. Wow. Eu deja am depășit 30 de ani și când cineva îmi zice dumneavoastră, eu sunt ok. Ții, nu, dar de că eu încă mă consider foarte copil. Nu-mi place. Ce vârstă ai? 22. Eu la 31 sunt ok cu dumneavoastră. Da? Dar zic, cum îți pare un bărbat de 31 de ani? Este, e foarte în vârstă, da? Nu. No. Eu înțeleg 72 de ani, da. 31 că e ok. Eu când aveam vreo 8-9 ani, eu consideram că cineva de 30 de ani, Doamne, mi-e milă de dânsul. Deci îi de azi pe mâine. Eu tot așa, până am ajuns la vreo 16-17 am înțeles că de la 30 începe viața. Haideți să vedem. Deci răspunsul corect la această întrebare este, arătăm la cameră, așa. Deci Constantin spune că B, frunzele, iar Olga... Frunzele. Da. Ai început ce? Dumneavoastră ați început ce? Dar am vrut frunzele să zic, dar nu... Răspunsul Olga este tulpina. Bine, poate cumva respiră și cu ajutorul tulpinei, dar mai răruț. Răspunsul corect la această întrebare este B, frunzele. Și elevii Olga se distanțează cu... Nu mi-ai place. Pas alergător. Așa, un punct elevii, 0 Olga. Dar Olga, eu cred că... Asta la întrebările astea mai mari, de la clasă mai mare, unde mai sunt minte, la acelea vă bat. Eu vreau să vă spun că mai am un hobby să cânt. Opa. Nu. Eu îți fac loc aici în față, dacă tu vrei să ne cânti ceva. Dar mi-e place timbrul lui vocal. Știu grupa Carlos Dreams. Eu cred că doamna Olga tot o știe. Doamna Olga. Da? Păi ea a fost discipula. Da, da, da. Ea a fost mentorul meu. Hai să cânt un pic din Carlos. Mie-mi place când cum mi-ai spus aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins. Și mi-am promis că nu te simt, dar mâinile mă mint. Mi-ai spus aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins. Și mi-am promis că nu te simt, dar mâinile mă mint. Bravo. Olga, ce zici? Bravo. Eu cred zic că merită toate aplauzele. Dar uite cum el ține ritmul. Da, da, am văzut. Deci, ori, tu faci chiar muzică sau asta e o pasiune de ta? Nu, eu mă ocup cu muzică, dar mai mult cu tobile. Aha, și de acolo vine ritmul ăsta. Da. Olga, tu ca în calitate de profesoară de muzică potențială, da? Îmi place. Eu deodată când vorbea timbrul mi-a plăcut și am fost curioasă cum ar fi să-l aud cântând. Nu m-am așteptat, mulțumesc că undeva curiozitatea mea a fost reală. Foarte drăguț. Deci tu ești fan Carlos? Cum spun, mai mult fan Michael Jackson. Oh, de.
Place foarte mult. Constantin, mulțumesc tare. Spate eu să iau copiii ăștia de acasă. Clasa a patra și îl invit, sau o invit aici, pe Damira. Uite ce nume frumos. Frumos. Salut. Damira, salut. Numele ăsta, cred că scoate în evidență. Oriunde te duci. Eu am auzit numele, sau prenumele Damir. Da, eu am auzit nume Damir și prenume Damir. Dar Damira îți pare ceva original. Da, e original. Frumos. Ai întrebat părinții de unde s-au inspirat? Nu, mi se pare că... Tu ce pasiune? Ce pasiune ai? Îmi place să desenez, îmi place matematica și îmi place să cânt la pian. Nu avem pian aici. Dar avem, în schimb, foi, dacă o să vrei ceva să desenezi, cât timp noi o să mai avem discuții cu Olga despre răspunsul următor la întrebarea care vine. Dar spune-mi un pic despre cum te simți tu la școală. Clasa a patra urmează pentru tine o etapă importantă. Examene. Deja, da, examene și urmează clasa a cincea. Sunt destul de liniștită, doar ce știu că nu o să fie ceva ce mie mi este mai greu să fac. Deja mi-am spus că o să fie română și matematica. Și cu asta e cel mai bine de la școală. Tu ești eminentă? E important asta pentru tine? Da, am note de 9 și 10. Wow. Da. Asta e bine. Ce obiect nu-ți place? Așa, mai greu. O, e ca istoria. Istoria? Jură-te! Dar... Wow. Mie îmi plăcea foarte mult istoria. Eu am ales șubacul la istorie. Îmi plăcea. Dar ce nu-ți plăcea? Și nu-mi plăcea? Biologia. Nu suportam. Biologia nu suportam. Și gata. Haideți să mergem la întrebare. Damira, aici este întrebarea și pentru tine. Este o întrebare ce ține de matematică, dar e super faină și de logică în mare parte. Întrebare pentru clasa a patra. Dacă 5 crocodili mănâncă 5 pești în 3 minute, atunci în cât timp 18 crocodili vor mânca 18 pești? E evident? E foarte evident. Dumnezeule, ce-mi place mie de tine. Gata, aici recuperarea, da? Eu, X-factor un de punct îl dau, un punct îl iau. Așa, haideți să vedem răspunsul. Îl arătăm la cameră. Damira? 3 minute. Bravo, eu tot așa am zis. 3 minute. Și răspunsul corect este tot în 3 minute. Pentru că, respectiv, sunt... Eu am crezut că o să vă, știi? Da, nu, și asta scade în 18. Vă să vă debusoleze acolo, dar voi foarte ușor. Deci simplu a fost pentru tine, Damira. Eu zic să te duci la olimpiadă, la matematică. Cu siguranță vii cu loc de frunte acolo. Hai să nu uităm să notăm aici. Cu mare satisfacție o spunem un punct Olga Grbițchi și un punct elevii. Voi aveți de gând să mai cedați măcar cât de cât, da? Nu, a, nu, da? Merge acolo în culise și șoptește. Dar băi, de lăsați-o și pe fata asta, cât de cât să fie așa. Mulțumim tare mult! Mergem mai departe. Clasa a cincea și îl invit aici pe Alexandru, care este pasionat de sculptură. Da. Alexandru. Foarte adevărat. Eu am auzit multe pasiuni, dar sculptura mai rară e întâlnită. De unde vine ea? De când eram mic, îmi plăcea ideea de creație și desenare, așa că am început să fac asta și să desenez. Cum vorbesc copiii ăștia, de frumos. Eu vine plânge. Dar, deci tu desenezi, dar sculptura cum se manifestă? Tot ca un fel de desenare, dar că în 3D. În 3D. Deci tu ai vrea să legi viitorul tău ceva cu sculptura, cu artele? Probabil că da. Citim împreună. Acest rege al geto-dacilor a impus o anumită lege care, dacă rămânea în vigoare până astăzi, atunci Festivalul Vinului nu ar mai fi fost organizat niciodată. Cine este regele și ce lege a adoptat? Hai că tu ai zis că la istorie era... Am uitat. Hai să înțelegem cam ce lege, da? Deci n-ar fi fost Festivalul Vinului. Asta ce înseamnă? Că n-ar fi existat... Alcool. Și ca să nu existe alcool, ce nu trebuie să avem plantat în Republica Moldova? Deci din ce se face vinul? Poamă. Și respectiv, dacă nu ai... Parcă chiar sunt clasa întâia. Răspund, poamă. Ia să vedem, Alexandru, tu îți imaginezi cam despre cine ar fi vorba? N-ai nicio opțiune. Am uitat. Deci aici răspunsul trebuie să fie din două componente. Okay, regele, cine este regele lege? Și ce lege a adoptat? Ăsta e foarte cunoscut. E, cred că și în... nu știu dacă este bulevard în, în Chișinău, dar cu siguranță stradă este. Se crede că acest rege a acționat astfel, fiindcă geto-dacii nu erau capabili să apere țara de atacatori, fiind mai mereu beți. Marele istoric și geograf grec, Strabon,
scria că adevăratul motiv ar fi fost de fapt unul strategic. Mai precis, multe populații migratoare erau atrase de vița de vie foarte roditoare a Daciei și respectiv acest rege a decis să o ardă pentru a reduce tentația acestor popoare de a cuceri țara. Și încă un cuvânt ajutător. Dragoș Vod. Interesant, dar începe cu B. Bogdan Voievod. Începe cu B și un singur nume. E un singur nume? Da. Api. Alexandru, ai vreo opțiune? Nu, am uitat tot la istorie. Răspunsul vostru este... Burebista. Burebista. Răspunsul corect este Burebista. Într-adevăr, cred că sugestia mea a fost utilă. Acum întrebarea e ce facem cu Alexandru. Noi îl punctăm, că el s-a inspirat și a copiat. Și dacă ne amintim foarte dacă bine... Dacă ne amintim foarte bine, ce a spus Valentin... Da, exact. Ce a spus Valentin? Alexandru. Răspunsurile copiate sunt adevărate. Sunt adevărate, asta am spus eu. Valentin a zis că nu pot, punctăm pe Olga, știi? Și tu cum consideri că este corect? Trebuie să fii punctat sau depunctat? Dacă Olga n-ar fi zis Burebista, tu ai fi scris? Niciodată. Depunctat. Da, deci așa o să fie corect, o să punem 0 puncte elevii și un punct Olga și ea micșorează. Oricum voi sunteți în avantaj. Voi aveți 4 puncte, Olga are 3, așa că nu trebuie să fie motiv de supărare, dar mă bucur că tu totuși ai avut încredere în ceea ce a zis Olga, măcar ea i-a venit. Da. Numele ăsta. Alexandru, mulțumim tare mult. Mergem mai departe, clasa a 6-a și îl invit aici pe Marco. Marco care citește foarte mult. Da. Ia zi-ne nou, ce ai citit ultima dată și ți-a plăcut? Cred că cartea Colibanchiul lui Tom. Okay. E o carte contra sclavagism și a fost într-un fel obligatoriu, a fost dată de dirigintă noastră, aha, să citim. Da. Dar tu mai citești și din inițiativă proprie. Da, citesc. Ce literatură îți place? Ce domeniu? Mai mult fantastică, literatură fantastică. Am citit toate cărțile Harry Potter și am privit și filmele. Și așa, science fiction. Vezi că Olga râde, că ea vede că duci cu ochelari și așa. Olga, dar tu cât de des citeai? Când eram mică, probabil nu citeam așa de mult. Eu eram un copil mult mai rebel, care era deschis mai mult cu viața. Dar e important să citești, iată, când ești pe băncile școlii? Sincer, mi-aș fi dorit să am în cap mai multe cărți decât am la moment. Și aș vrea să iau timp, să am destul timp ca să pot să recapitulez toate momentele și sincer. Iată, Marco, el a înțeles asta de pe băncile școlii. Spune-mi un pic, dacă totuși îi provocăm pe inclusiv colegii tăi care au fost anterior aici, despre sensul vieții și despre anumite chestii filosofice, tu citind foarte mult, ce ai înțeles? Care e până la urmă rostul nostru în viață? Să trăim viața cum vrem și să nu ne gândim la chestii că nu am prea mulți bani, nu am ce face, cam așa. Deci savurăm aici și acum timpul. Eu îl adoptez. Dar ce părere ai tu despre dragoste? Ce este dragostea? Un sentiment, cred. Da, cam un sentiment. Ai trăit sentimentul ăsta? Până când, cred că față de părinții mei. Deci dragoste este diferit. Dragoste, da. Nu ai ajuns la moment. Îmi place cum ai formulat asta. Mergem la întrebare? Da. Deci este aici întrebarea. Haideți să fim foarte atenți, da, la această întrebare, pentru că are un element care o să fie ajutător. Întrebare pentru clasa a 6-a. El este considerat părintele geografiei. Avem și câteva variante de răspuns. A. Cristofor Columb. B. Amerigo Vespucci. C. Vasco da Gama. Și D. Strabon. Da? Analizați. Noi am discutat un pic anterior despre anumite chestii. Da. Când făceam trimiterele. Înțeles. Haideți să vedem care este varianta voastră. Aveți răspunsul? Ridicăm sus și arătăm la cameră. Așa, deci ambii ați încercuit Strabon. Da. Marco, de ce? Eu cred că Cristofor Columb a descoperit teren, Amerigo Vespucci tot, Vasco de Gama cred că a făcut traseul spre India, deci Strabon e singurul care sună așa nume mai antic.
Olga, dar tu cum ai ajuns la concluzia asta? Eu am ținut minte ce ai zis data trecută și m-am gândit logic cât ai zis, ne gândim la ce am vorbit. Așa, deci, răspunsul corect este Strabon și, wow. Și vă explic, special a fost selectată întrebarea asta după ce v-am spus informațiile cu vița de vie. Da, da, acolo da. L-am pomenit pe Strabon, da. Și era un fel de spoiler pentru întrebarea respectivă. Eu nu ai făcut legătura cu întrebarea anterioară. No. Eu ziceam că Strabon scria că de fapt motivul ar fost altul, da? El spunea acolo. Ești foarte atent la detalii. Eu mă bucur, mă bucur. Aici aveți câte un punct. Marco, deci jos pălărie, dar și Olga vezi că nu rămâne. Nu, nu. În urmă. Așa, lupta este foarte acerbă. 4-5. Încă un 0 la voi și suntem egali. Mulțumim foarte mult. Mult succes ție. Eu nu știu cum la recreația mare era la tine. Eu abia așteptam recreația mare ca să... La mine așa era recreația. Și mă duceam afară. Nu știu, eu mi-amintesc la mine la liceu, profesorii ne țineau și la recreație. Doamne, eu nu suportam. Deci când ne vedem că o sunat la recreație și profesorii începeau... Recreația e când eu vă zic. Am greșit, doamne. Sunetul este pentru profesori, nu pentru ele. Pentru profesori. Știi care este principiul aici la recreația mare? Care? Noi discutăm despre orice, dar nu despre școală. Ok. Noi cu tine am făcut un interviu fără protocol, care a ieșit foarte bine. Spune-mi ce reacție ai avut după acel interviu. Ok. A fost, în primul rând, o reacție imensă. O să încep de la asta, să spun că a fost foarte ok pentru mine că a fost interviul ăsta. Chiar dacă mulți oameni... cunoscuți de mei, pot să zic așa, mi-a spus că nu a fost ok că am vorbit foarte multe chestii prea direct, dar faptul că eu mi-a spus asta mi-a dat de înțeles că chiar a fost bine că am vorbit prea direct, pentru că înseamnă că deranjează lucrurile astea și înseamnă că eu am putut să fac și ea și mă face pe mine un om puternic și am vrut să fac chestia asta, am vrut să vorbesc pentru că știu că alții nu pot. Dar chiar ai fost extrem de sincer. Am subiectul ăla pe care tu l-ai abordat și eu cred că e extrem de important să se vorbească despre asta, dar ajungem un pic și acolo. Câteva sute de mii de oameni s-au uitat la interviul ăsta și feedback-ul a fost foarte pozitiv. Da, și la mine. Și acolo am vorbit inclusiv despre X Factor. Da. Dar iată acum, a trecut ceva timp și de la interviu și de la victoria ta la X-Factor. Da. Tu cum vezi asta? X-Factor a fost pentru tine o chestie care ți-a influențat pozitiv viața? Sau mai mult într-o notă complicată emoțional? Mi-a influențat viața într-o notă complicată emoțional, dar în același timp pozitiv, pentru că tot ce am trăit după asta m-a făcut să ajung acum persoana care sunt astăzi. Dar tu ai trecut anume după X Factor, inclusiv prin depresie. Da, mai trecusem înainte de asta în viață, prin momente, dar după asta a fost puțin mai greu, pentru că eram deja expusă public la multe chestii. Și cum se manifesta asta? Tu ai o explicație de ce o victorie la un asemenea concurs important, care îți deschide multe uși, de fapt te-a dus într-o zonă emoțională? Pentru că victoria nu este pentru toți. Probabil asta e momentul. Și nu toți știu să țină pe alții sau să... motiveze pe ceilalți din jurul lor. Adică oamenii văd altfel lucrurile astea. Lor li mai interesant, lor li mai ușor să zică că nu meritați sau că nu. Adică să zică wow, bravo, ce mișto. Știi ce mi s-a părut extrem de straniu și dureros în același timp? Cei din Republica Moldova. Da. Tu ai câștigat în România. Uh-huh. Deci nu au venit cu, să zicem, într-un număr de 100% cu laude, dar a apărut și critici. Foarte mult. Nemeritat. Că nu se cent de muncit. Of, doamne, câte vorbe a fost acolo, tu nici nu vrei să știi. Păi, de ce ai noștri îi critică pe ai noștri? Pentru că ai noștri mereu au criticat pe ai noștri. Dacă te gândești sincer și din istorie și din tot, noi mereu suntem... Noi parcă suntem blocați pe teritoriul ăsta și ducem o continuă luptă între noi, în loc să înțelegem că suntem toți aceiași oameni și suntem o familie și să mergem pe alte chestii, nu unii mai ușor să ne luptăm între noi aici, pe teritoriu. Deci, un câștigător de la X-Factor are și un contract cu casă de discuri. Cam puțină muzică ai scos. Care este explicația? Hei, vrei să zic de-am tăiat? Nu, a fost. Din păcate, sau din fericire, dacă stau să mă uit acum, nu știu care a fost momentul, dar pur și simplu oamenii cu care am nemerit eu să lucrez, pe 5 ani înainte nu au fost oameni care am rezonat. Și acolo nu ai ce să faci, măcar pun-te în cap. Nu se întâmplă nimic, n-ai ce să întâmple. Și am așteptat și eu și părinții mei să termini contractul ca să
ca să mă regăsesc pe mine cumva și să fac singur lucrurile astea, pentru că am văzut că nimeni nu-și dădea interes pentru mine. Probabil ori cineva nu a vrut să investească în mine pentru că erau să cadă alți oameni de pe oricare titluri sau probabil pur și simplu nu s-a văzut potențialul. Dar e ok. Eu nu vreau să cer sau să strig, uitați-vă la mine, eu sunt specială, eu am talent, vă rog frumos, hai să facem ceva. Nu mă vezi, nu mă vezi, paca. Eu mă văd, mă duc și hai să mă vezi după asta, când aș eu sus. Asta e situația. Dar tu cum vezi calea ta în muzică? Da, desigur, eu știu unde mă duc. Eu am idei despre mine. Acum un an când discutam cu tine, îmi părea că erai un pic debusolat în privința viitorului tău artistic. Ai decis în ce direcție să mergi? Da, desigur. Am înțeles cine sunt eu. Asta cred că a fost momentul important, când atunci când am realizat cine sunt eu și am făcut curat în general și în viața mea personală, ca să înțeleg despre ce vreau să cânt sau cum vreau să cânt. Am găsit automat și oamenii potriviți cu care să colaborez și să lucrez. Și acum muncesc cu o echipă de oameni care sunt super ok și cu care facem proiecte mișto împreună, unde eu îmi pot pune originalitatea și cuvântul meu este ascultat. Și un ultim aspect pe care am zis că îl las pentru finalul acestei mici discuții, abuzurile despre care tu ai vorbit. Mm. Știu că părinții tăi nu erau foarte entuziasmați când tu vorbeai despre asta. Dar pe ei atunci au aflat. Dar tu ai vorbit despre un subiect atât de tabu pentru societatea noastră. Și care a fost feedback-ul? Nu a fost intenția mea să am un feedback. Eu am mai zis chestia asta, eu de mic am știut că eu o să fie expus în societate și o să trebuiască să deschid teme sau să vorbesc pe teme pe care alții n-ar putea. Așa am știut eu mereu că sunt, pentru că pe mine nu mă deranjează. Dacă simt nevoia să zic un lucru, îl zic, chiar dacă zic lucruri care poate-s dureroase și oamenii mă întreabă, dar cum poți să vorbești despre asta? Nu te doare? Nu? Nu, s-a întâmplat. Cum poate să mă doară ceva și s-a întâmplat în trecut? Noi suntem în altă zi, suntem în alt prezent. What's going on? Deci ar trebui să mă gândesc la atunci. Dar tu înțelegi că e important să vorbim despre asemenea subiecte. Dar normal poate că cineva capt și ia sau el curajul să vorbească despre exact, de asta, de asta și eu sunt omul care mereu o să expună. Pentru că alții nu pot. Eu să ieși să zic, hai, zic eu după asta, să știți voi. Dar rămâne o traumă? Rămâne un gol acolo în interior? Da, mai rămân momente care după asta îți dai seama de dânsul în alte situații în care îmi merești un alt fel de comportament vezi la tine față de oameni și îți dai seama, a, uite, asta de atunci a rămas. Mie îmi place să mă studiez în primul rând pe mine foarte mult. Acțiunile, gândurile care îmi vin, legat de orice om cu care stau sau conversații pe care le-am, mă gândesc ca de ce am reacționat așa, cum am reacționat așa, e ca de atunci, e ca de atunci, e ca de atunci. Și așa mi-am aflat și traumele, le-am găsit, am stat cu dânsile la masă, le-am zis, da, mână caldă, dați-mi pași stres mai departe. Și cam asta e. Ai mers la terapeut? Da, dar nu m-a ajutat. Eu am fost cel mai bun terapeut pentru mine. Recreația mare a ajuns la final. Haideți să mergem mai departe cu jocul nostru. De-i. Deci vezi că aici tu un cai de recuperat. Încă un punct. Clasa a șaptea și o invit aici în fața clasei pe Amelia. Salut! N-ai ceva? Salut, Amelia! Știi că eu întreb pe toți ce pasiune au, dar tu bănuiesc că ai mai multe. Eu practic pianul deja de 5 ani, adică pot să spun că e o pasiune. În primul rând, tata meu foarte tare îi place ca într-un fel să asculte muzică clasică și cred că unicul motiv care eu chiar am mers la pian e în primul rând pentru că eu am vrut și din cauza părinților mei care m-au susținut și îi mulțumesc foarte tare. Trebuie să mai învăț deja 2 ani, sper că eu ajung până la sfârșit și tot să fie bine. Ai vrea să continui ceva cu pianul pe viitor? Posibil, nu sunt sigură, dar eu mai mult îmi place să cânt pentru mine, adică dacă cineva îmi propune eu să le cânt, adică nu știu cum îmi rușinez mai mult, îmi place pentru mine, că într-fel ceva fac pentru mine, adică pentru să mă dezvolt. Eu în clasa a șapte mă gândeam la tot altceva, dar tu faci asta extrașcolar. Da, practic și la școală și la școală muzicală care se face aparte, adică cursuri. Dar dacă eu tot vorbim... am făcut pian și violoncel. Ai făcut și da, și violoncel. Cât? 3 ani sau 4, când eram mică, la Poliakov am învățat. Dar e important asta dacă vrei să faci o carieră în muzică? Da, eu n-am vrut să fac o carieră în muzică, eu nu știam că eu să mă duc în muzică. Mie mi-a plăcut pianul și violoncel, îmi plăcea foarte mult. Și m-am dus, pur și simplu, din plăcere, ca cum tu, probabil. Dar mă ajut acum, că știu pianul și pot să-mi dau seama. Așa mai scriu un cântec, știi cum, îmi vin niște note. Bam, bam. Dar tu cânti și cu voce? Nu.
Adică la școala muzicală, ca într-un fel, trebuie să faci trei cursuri. În primul rând, instrumentul care ți-l alegi, solfegiu, da, și corul. Eu nu prea reușesc, adică merg, dar mai puțin, așa mai pasiv merg la orele de cor. Dar când eram mai mică, cântam, pare mi se că eram tot solistă, că acolo sunt mai multe voci și îmi pare că, da, eram solistă. Dar nu ai vrea să faci ceva... Nu. Nu, nu, nu. Am înțeles. Haideți să mergem la întrebare. Întrebare pentru clasa a șaptea. O, da, doamne, dar și așa de mare întrebările. E foarte lungă întrebarea asta, încerc să o citesc. A, deci tot cu istorie, da? Da. Ceva din istorie. Conform unei legende, în timpul Marelui Război al Nordului, care s-a desfășurat în perioada 1700-1721, un soldat prusac a fugit din prizonieratul suediez și a reușit să revină acasă. Veridicitatea acestei legende nu este confirmată, dar, într-adevăr, în anul 1710 a avut loc un fenomen meteorologic foarte rar, care l-ar fi putut ajuta pe soldat să ajungă din Suedia în Prusia. Ce fenomen s-a întâmplat atunci? Prusia, da, deci actualmente Germania, Suedia. Haideți să ne amintim harta, da? Deci Suedia este aici, între Norvegia și Finlanda, și Germania este aici, mai jos, iată, vedem și așa. Deci, practic, le desparte ceva pe aceste două țări. Da, le desparte. Noi vorbim aici despre un fenomen. Între ele este Marea Baltică, da? Uh-huh. Ce putea să se întâmple cu Marea Baltică? Ca eu, un om singur, da? Și neliniștit, să pot să ajung din Suedia... Eu știu ce trebuie să se întâmple cu mare, dar cer să ne amintesc Prusia, și fenomen face ca să se întâmple asta. Păi, ce trebuie să se întâmple cu apa? Acum imaginează-ți că, dar dacă ea nu scade, rămâne acolo, dar omul nici nu înoată. Îngheață. Ia să vedem și alte, și toate opțiunile. Scrie ceva acolo, da? Poate să îngheață? Stați-mă. Dacă înșelul nu era asta. Haideți să ne gândim ce este pe tot parcursul anului fenomen meteorologic. Da? Mie îmi place logica gândirii tale, Olga. Dar eu mă gândesc până nimeresc. Metodele deducției. Voi ați avut ocazia să citiți și să recitiți. Haideți să vedem, scriem răspunsul și îl arătăm la cameră. Dacă nu știm, scriem o linie lungă, frumoasă și cu negru. Sau cu roșu. Așa. Stai. Nu mai pot. Hai, Olga, că logica ta era superbă. Ce s-a întâmplat? Unde s-a întrerupt firul? Hai că ai de recuperat. Iată, aici este, aici. Suedia, Marea Baltică vine așa. Distanța, bine, ea este, dar nu-i colosală. Hele, Domnul. Și eu am scris un cuvânt carnal. Văd cei de sală știu răspunsul. Mergem? Haideți să vedem care este... Ce fenomen s-a întâmplat atunci? Ok, Amelia, văd că a scris acolo o liniuță. Dar dacă am scris un cuvânt și nu-i drept, am scris un punct. Asta e. Hai să vedem ce răspuns ai tu. Eu nu știu cum scrii corect. Nu știu dacă e corect. Ai scris tsunami? Așa, ai scris tsunami. Eu tot am scris tsunami, dar n-am mai scris. Hai, arată ce ai scris. Am scris înghețat. Așa. Și răspunsul corect este Marea Baltică a înghețat complet. Jure. Respectiv, soldatul a putut ajunge în țara sa mergând pe gheață. Wow. Eu parcă aveam impresia că v-am dat toți indicii. Nu, eu am înțeles, dar vezi că ce fenomen s-a întâmplat? Fenomen. Meteorologic. Așa, Olga, tu recuperezi serios. Uite ce se întâmplă aici la tine. Încă un punct, Olga. Is the brain working. 0 puncte elevii, iar scorul este de... De egal. Dumnezeule, 5 la 5. Amelia, gata, ai luptat până la urmă. Tsunami tot este o opțiune. Dar în cazul ăsta a fost vorba despre îngheț. Da? Și Marea Baltică a înghețat, respectiv el a reușit să ajungă. Totuși, da, e vorba de o legendă. Nu-i clar dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, dar vorbeam despre fenomen care nu ține de caz. Mergem mai departe. Amelia, mulțumim tare mult. Mulțumim. O invit aici să vedem mai departe pe Simona. Salut. Simona face parte din lotul olimpic la tenis. Wow. Lotul olimpic al României. Da. Național. Național. Ce înseamnă asta? Poți să ne spui? Deci mergeți la turnee și reprezentați... Păi eu n-am fost în România, nu ne dau posibilitatea să ne antrenăm 5 zile pe săptămână, gratis la Centrul Național de Tenis, doar că eu n-am posibilitatea să merg până în București să fac niște antrenamente.
Și tu ce faci? Care e soluția? Păi, nu am folosit această posibilitate. Dar la turnee, la turnee mergi și reprezinți România? Da. Știi că eu sunt nebunit după tenis? Da. Eu ziceam când ne-am întâlnit noi la liceu că am fost anul ăsta la Australian Open și am văzut atmosfera de acolo, dar asta e o muncă enormă dacă faci tenis de performanță. Asta deci e... și pregătire fizică și mentală și respectiv tehnic. Mentalul e unul din cele mai importante lucruri care trebuie să le domini în tenis. Dacă n-ai mental, n-ajungi nicăieri. Dar asta e important și pentru multe alte domenii și alte tipuri de sport. Da. Foarte important. Și tu cum stai la capitolul ăsta? Nervoasă? Rup rachetele? Nu. Eu sunt cât de cât calm, adică mai învăț, toți învățăm parcursul vieții și încerc să mă controlez. Tu pari foarte bine calm, pe bune. Da, chiar e vorbești și așa, parcă aș asculta o toată viața. O stare de bine. Da, e stare. Dar cum reușești și la școală? La școală e un pic mai greu. Din păcate trebuie, sunt nevoită să lipsesc. O să recuperezi. Da, eu recuperez când vin acasă, desigur. Dau testele, recuperez temele, rescriu în caiet, adică... Dar altă posibilitate până când mai comodă nu avem. Principalul că faci și aia și îți place în primul rând. Dar tu mergi la turnee internaționale, deci... Da, eu merg la turnee internaționale și europene. Așteptăm deja prezența la Roland Garros. US Open, Australian Open și Wimbledon, da? Pentru juniori. Hai să vedem întrebarea. Am o întrebare genială în viziunea mea, de logică. Ne concentrăm, citim atent, ascultăm, da? Întrebare pentru clasa 8-a. Tu conduci un autobuz. La prima oprire, în el se urcă două femei. La a doua oprire, se urcă trei bărbați și coboară o femeie. La a treia oprire, se urcă trei copii și mama lor, iar un bărbat se dă jos. Ce culoare are părul șoferului? 100%. Nu, deci nu spunem în voce opțiunile, le scriem acolo. Deci pur și simplu analizăm, citim și scriem un răspuns. Pentru că lupta este acerbă, scorul este egal și aici trebuie să ne concentrăm. Analizăm întrebarea de la primul până la ultimul cuvânt. Atent. Terminat. Simona. Nu Simona Halep, da? Deci, e mai complicat aici decât la... Nu, asta e cel mai ușor. Asta e cel mai ușor tip de problemă. Cel mai ușor tip de problemă. Uite-te. Așa. Deci, dacă tu citești atent întrebarea, o să găsești răspunsul aici, fără să te... Da, eu înțeleg că v-a debusolat asta, că a urcat, a coborât, au pus, te așteptai câți oameni au intrat în autobuz, câți sunt... Eu sunt cu tine la un moment dat, așa, văd întrebarea și zic, aha, ok. Scrie ce e consideratul de cuvință, noi acuși vedem și explicația Olgăi și mergem mai departe, da? O să zici că e doamne, ce de simplu. Olga și Simona, ridicăm foițele și arătăm ce am scris. Așa. Culoarea mea a scris Olga. Și aici? Eu nu știu ce culoare am la păr. Tu ai scris sur. Răspunsul corect la această întrebare este culoarea părului meu. Tu conduci... Dacă eu conduc autobuzul. Eu sunt șofer. Și culoarea are părul șofer, culoarea la părul meu. Da, deci culoarea părului. E întrebare de logic șmecheră. Înțeleg că te-o debusolat totalmente. Dar nu pare foarte simplu la când afli deja răspunsul. Eu am auzit întrebarea asta pe TikTok la un moment dat și eu n-am răspuns corect. Așa că eu sunt fix. Nu, e ca nici de se-mi plac întrebarea. Eu niciodată nu m-am descurcat bine la asta. Așa că Simona, noi suntem Olga. Olga, ea pur și simplu când a zis că se concentrează și răspunde corect la următoarele întrebări, ea n-a glumit. Așa, un punct Olga și 0 puncte elevii. Simona, mulțumesc tare mult, succes la turnee! S-o invit aici, în fața clasei, pe Cristina. Bună ziua! Cristina, în clasa nouă. Da. Ești pregătită pentru examene anul ăsta? Sperăm că da. Sperăm că da, da. Haideți să mergem la întrebare. Deci, întrebare pentru clasa a noua. Acolo este, da. În poporii se zice cetatea de Lut. Construcția a apărut în Chișinău în anii 70 ai secolului al XIX-lea. A fost proiectată de un elvețian, iar construcția a durat 10 ani. Acum se află pe strada Alexandru Bernardați. Despre ce construcție este vorba? Să și sector. Eu o să vă dau și un indiciu care sper să vă ajute. Îi se mai zice
Bastilia din Chișinău. Nu știu, știu care e. Deși e un loc istoric, eu tare, dar tare mă îndoiesc cineva ar vrea să ajungă benevol acolo. Dar e un loc istoric. Cimitir? Bine, acolo n-ai de ales când te duci la cimitir, știi cum. Asta e. Acolo oamenii ajung în viață. Așa, ne concentrăm, nu spunem cu voce, da? Haideți să ne amintim împreună unde este Alexandru Bernardați. Da. O să vă zic... Hai să începem de aici. O să vă zic, e o zonă destul de centrală. Da. Dar înspre telecentru, dar nu ajunge acolo. Deci, dacă ne amintim în zona aia, știi, e aproape de cimitir, apropo, cimitirul ăsta armenesc, dacă nu greșesc. Deci tot e prin zona aia. Acolo au stat sau au ajuns de-a lungul timpului diferiți oameni, inclusiv politicieni și oameni de afaceri și oameni care n-au afaceri. Haideți, o să vă zic încă un lucru. Acolo a stat un fost prim-ministru al Republicii Moldova. Și despre asta s-a discutat atât de mult. O stat. Altceva nu. Așa, haideți să vedem răspunsul. Îl ridicăm și îl arătăm la cameră. Olga. Închisoare. Pușcărie, da. Pușcărie. Hai. Bine, răspunsul corect la această întrebare este... Penitenciarul numărul 13. Așa, 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 cei din sală, punctăm sau nu punctăm aici? 13 e cel mai frumos. Punctăm, da? Haideți. Doamne, Cristina, bancă? Da. Serios? Da, eu m-am ghis alătorii. Am o criză economică. Ai dreptate, logica ta îmi place tare mult. Dar dacă scriai și rămâneai cu bancă, aveai să ai 0 puncte. Cel mai grav e că mai întâi am scris biserică. Sper. Nimeni benevol nu vrea să ajungă acolo, da? Eu mă gândeam la gesta mănăstire așa care stă în centru. Câte un punct aveți fiecare și în continuare Olga Verbițchi este în avantaj. Cristina, aici mulțumim tare mult. Astea sunt temele mele. Vă invit aici în față pe Alexa. Bună ziua! Bună ziua! Azi sunt mai mult fete aici. Alexa, voi în general sunteți în liceu mai mult fete, așa, vizual? În clasa mea suntem egal, 10 fete, 10 băieți, dar... Băieții sunt mai sceptici, ei nu prea vor să duc la tot felul de jocuri. Da, mai reținuți. Mai așa. Dar când apare deja momentul ăsta de... asta nu mă interesează, într-a 10-a este deja sau până la? Până la, probabil. Depinde de persoană deja. Dar ți-ți place să participi la concursuri, la tot felul de activități? Da, mai ales de când am venit în Da Vinci, foarte tare. Sunt foarte mult organizate și... Și care sunt activitățile tele preferate? Să merg la voluntariat, la noți, să fac sport, să... chiar și să lucrez, dacă e posibil. Tot normal. Și cu bani, dacă spate. Știi ce îmi place? Eu am fost la începutul anului ăsta în Australia și acolo am vorbit cu mai mulți moldoveni de-ai noștri. Și i-au zis copiii, cât timp învață la școală, de la 14 ani, au dreptul să lucreze un anumit volum de ore pe săptămână, da. Și ei își câștigă bani de buzunar. Bine, unii își câștigă ca să-și cumpere chestii ceva mai mari. La noi, din păcate, în Republica Moldova nu avem posibilitatea asta. Și la ce program aveți voi la liceu? Eu cred că ar fi complicat. Dar ei se duc acolo în weekend, se duc în a doua jumătate a zilei și lucrează la magazine, deci vând la casă și asta e absolut legal. E stipulat în lege și cei care îi angajează la muncă plătesc pentru asta taxe și asta e fabulos. Exact. Alexa, cum stai la capitolul viață personală? Da cum? Bine. Încep să apară tot felul de interese în clasa 10-a, 11 sau mai mult ești concentrat pe studii? Eu am fost așa, de mic am încercat tot și acum mă focusez pe mine, încerc. Am fost un copil nu cel mai cu minte și am umblat și prin colo și prin coace, dar am ajuns să înțeleg că... Am ajuns să înțeleg în clasa 10 deja tu ai ajuns la conștientizarea asta? Bravo. Da, poate nu total, poate o să mă schimb. Eu înțeleg. Eu o înțeleg. Dumnezeule, tu uite cât de matur vorbește. Hai să vedem. Iată o chestie care ține un pic de liceul vostru. Ia să vedem întrebarea. Opa! În pictura lui Leonardo da Vinci, da, cina cea de taină este înfățișat Iuda, lângă care este vărsată această substanță. În popor se zice că vărsarea acestei substanțe aduce ghinion. Despre ce substanță este vorba?
Nu, Olga, eu când văd că tu te apuci scrii repede, eu zic... Eu n-am idee de ce tu vorbești. Zic, eu zic, ea iar vrea să las copiii ăștia în urmă. Așa, deci acoperim. Substanțe? Olga, eu fac foarte șmecher. În ce stare? Să le iei de lichide? Nu te ajut deloc. Măi, zice, rog frumos. Chiar dacă am scris și am știut eu din popor. Olga, nu te ajut deloc. Gata. Haideți să vedem răspunsul la această întrebare. Despre ce substanță este vorba? Ridicăm sus. Olga? Sare. Sare. Dumnezeule, iar răspunsul corect este... sare. Dar pe ești eu, nu știu de câte ori scăpam sarea. Nu, eu am văzut striga. Tu la cât de repede te-ai izghit după care o că am înțeles că ea știe. Punem încă câte un punct. Alexa, ai fi putut face diferența, dar vezi că șmecherea de Olga vrea să duc cu premiu, știi? Eu aș vrea să văd și o egalitate în concursul ăsta, dar nu știu când o să se întâmple. Ce-ți fac dacă creierul ăsta e meu, e plin de tehnic. Mergem mai departe. Clasa 11-a și aici îl imităm pe Alecu. Salut! Alecu, frumos nume. Mersi. Alecu, eu știu că tu ești pasionat de filosofie. Da. Ce anume? Mi se pare foarte așa nereprezentativ tinerei generații, în special cei de la liceu. Tot timpul ai anumite întrebări și tot timpul caut anumite răspunsuri. Bravo. Și tot timpul e bine să te întrebi ce și cum se întâmplă. Tu la ce întrebări cauți răspunsuri în perioada asta? Care e sensul vieții? De ce oamenii vor anumite lucruri? Ce mânează pe oameni? Ce ghidează? Ce împinge din spate? Așa, hai să încercăm să răspundem. Eu la 31 de ani am început să-mi adresez aceste întrebări. Cum crezi tu? Care este sensul vieții totuși? Eu cred că sensul vieții e în a fi trăită în așa mod decât poți pleci din ea cu zâmbetul pe buză. Bravo! Eu sunt de acord cu dânsul totalmente. Știți foarte mult, așa, dar ce este... De ce există atât de multă răutate în jur? Oamenii sunt condiționați să fie agresivi. De fapt, ei se nasc buni, dar societatea și modul în care ei trăiesc îi condiționează să fie răi. Exact. Pentru că există o continuă concurență între oameni, așa este la nivel genetic. Există o tactică de care am auzit eu, în fel 6 de ce, cred că se numește, unde luau interviuri de la criminali, oameni care au omorât foarte mulți oameni sau au fost foarte agresivi în societate, și ajungeau la momentul în care descopereau din ce motive au făcut asta, de ce el a ajuns așa, de ce, până când îți dai seama că omul ăsta nu s-a născut cu așa capacități, dar societatea sau cum el a fost impus în viață l-a făcut să fie așa. Da, există un exemplu în filozofie, este o fetiță și ea se neacă într-o fântână și orice om normal s-ar duce să o salveze. Și asta arată cumva că oamenii au instinctul să fie buni în ei. Dar este alt exemplu care spune că oamenii sunt ca o mână de lut, ei sunt modelați de anturajul lor. Astfel, fiecare dintre noi poate deveni un monstru în circumstanțele necesare. Dar știi ce m-am întrebat eu? Mai este o chestie, iată, dacă vorbim despre aspectul ăsta filosofic. Cresc doi frați în aceeași familie, cu aceiași părinți, cu aceleași principii de educație și ei sunt totalmente diferiți și au diferite valori. Tu cum explici asta? Oricum, la un moment dat în viața lor, ceva diferit să le se întâmple fiecare. Și chestiile astea în perioada de copilărie poate să fie foarte minime, dar să cauzeze anumite traume care să le dictează felul lor de a fi în viitor. Exact. Dar ce este fericirea pentru tine? Fericirea este ca un fel de emoție. Ea nu este constantă și ea apare la anumit factor extern. Adică, practic, este ca un fel de drog. Oamenii trăiesc pentru a fi fericiți. E un sens de a-i mâna. Fericirea subiectivă pentru fiecare om, până la urmă. Da, știi că în Iluzia fericirii, scrisă de Dorian Furtună, el demonstrează într-un anumit fel că fericirea nu există. De fapt, fericirea asta stări de bucurie. De bucurie, exact. Cei care fug după fericirii toată viața... Există un experiment în Grecia antică filozofic. Plato a spus că dacă l-ai închide pe un om într-o peșteră și l-ai legat la ochi și l-ai imaginat toată viața că e fericit prin umbre, el n-ar mai putea să înțeleagă fericirea, pentru că tu poți să înțelegi fericirea doar prin relativ. Adică eu trebuie să fiu trist ca să pot să înțeleg ce înseamnă să fii fericit, de fapt. Tu ești clasa a 11-a și tu îți adresezi așa întrebări. O să fie foarte complicat. Da, ți zic eu de aici, o să fie foarte complicat. Eu la 31 zic că mi-adresez întrebările astea și am ajuns la o stare în care, băi, stai o clipă, dar eu fac ceea ce îmi place, dar tu te uiți aici care este... Eu sunt gata să... Eu trăiesc pentru așa fel de întrebări. Dacă nu le-am, n-aș trăie. Întrebare pentru clasa 11-a. Alecu, Olga, ne concentrăm. Care este cea mai mică celulă din corpul uman? Cea mai mică celulă din corpul uman. Eu o să vă ajut un piculeț, dar să vedem dacă la etapa asta vouă vine ceva în minte.
tu ai zis că vrei să faci diferența. Noi trebuie, eu trebuie cumva să te ajut pe tine, dar să nu înțeleagă Olga. Olga te înțelege. Și din câte încercările mele să ajung, ajut elevii, au ieșit cu Olga aici, cu burebista și cu tot acolo. Nu, eu repede mă prind. Și iată acum diferența aici. Olga a luat toate punctele după clasa a treia. Da, elevii? Deci, haideți. Da? Un indiciu. Da. Cea mai mare celulă a corpului uman este ovulul. Haideți să încercăm să analizăm. Te oprești. Eu stau așa între voi, șmecheră Olga. Da? Nu știu dacă asta vă ajută, dar eu cred că da. Ar trebui să vă ajute, pentru că este o legătură și... E destul de apropiată legătura asta, nu e ceva ca nu credeți. Deci, că ambele rotunde? Asta e legătură? Rotunde. Bine. Deci, eu scriu două răspunse, dacă nu știu care dintre. Tu scrii un răspuns, îmi zici care e corect. Tu ești prea șmecheră. Și aici diferența e enormă. Și cei care o să urmărească emisiunea online o să zică: Dorin, dar nu știu care dintre ei. Ai ajutat-o pe Olga și fata asta s-a dus cu premiul acasă și copiii stăteau acolo în colț și... Nu, hai să scriu. Fair play. Da, ia să vedem. Doar pentru mine. Așa. Hai să vedem, Olga. Deci îți zic un răspuns. nu două. Ok, hai. O dată. Întrebarea este foarte scurtă și eu o să o citesc încă o dată. Care este cea mai mică celulă din corpul uman? Olga, încercuim doar o opțiune. Ladna. La tine nu contează. Poți pe ambele. Arătăm la cameră. Alecu, aici. Ce? Okay. Am vrut să scriu, dar m-am gândit că e cuvânt urât. Răspunsul tău? Spermatozoidul. Olga? Ei. Ce ai scris acolo? Nu mai ai scris nici. Nu citi, te rog, nu citi. Dar hai că nu știu dacă s-a văzut la cameră. Am scris... sângele. Leucocite, ce-i scris acolo? Leucocitele sau eritrocitele? Răspunsul corect la această întrebare este... Mă-mi place biologia și... Spermatozoidul. A fost ajutătoare întrebarea cu ovulul. Da, da. Direct duci cu gândul acolo. Olga, deci doamne. Eu am vrut să ajungem scriu la clasa a 12-a și să fie egalitate, da? Nu-ți mai și clasa 12 n-ați răspund la întrebare. Un punct elevii. Și 0 puncte Olga. Deci mi-a fost dor să mai pun un 0 aici. Acum e 7-7. 7-7. Alecu, mulțumim tare mult. Am mulțumit. Dar nu te las, fugi până nu mai răspunzi la o întrebare despre... Dar cum poți fi așa? Ok. Nu-mi place. Ce e ce se întâmplă acum pe media online? Nu știu în ce măsură urmărești rețelele de socializare, dar viața asta perfectă pe care mulți încearcă să o arate, cât de mult poate dăuna publicului larg? Sigur, asta e un fel de construcție în capul lor, dar poate să fie și o minciună ajutătoare pentru dânșii, pentru că într-un fel e confortabil să te minți pe tine că tot o să fie bine. De exemplu, oamenii se mint că există rai sau iad ca să nu se teamă de moarte. Dar pentru oamenii care se uită, poate să pună anumite standarde nesănătoase. Astfel, eu văd că cineva trăiește așa și poate să, cumva să mă impună pe mine să trăiesc astfel. Dar fiecare om trebuie să trăiască așa cum dorește el, cum să fac fericit. Și nu te lași da. Dar apropo, tu ai pomenit despre moarte. Ce este moarte în viziunea ta? Finalul. Da? Există ceva după? Nu cred. Eu nu-s de acord. Cred că oamenii se mint pentru a face cumva procesul mai ușor. Poți trăi prin multe chestii, nu trebuie numai decât să mori fizic. Poți trăi prin amintirile oamenilor, prin impactul care îl lași în spatele tău. Oamenii, cine sunt părinții tăi? El pur și simplu... Eu cred că moartea e începutul. Moartea e începutul? Da. Tu crezi în viață după moarte? Da, eu cred că viața începe după moarte. Dacă ar fi începutul viața... Eu zic de ce, pentru că eu consider că asta e un... Asta e un joc. Dar care este sensul că noi realitatea trăim? Realitatea asta în care noi trăim, asta ne pregătește pe noi ca să ajungem la un moment dat când murim, să știm dacă putem să mergem mai departe sau nu. De punct de vedere filosofic, nu știm dacă asta e realitatea sau nu. Hei, voi filozofii, eu sunt realist. Eu aș intra mai mult în detalii, dar data viitoare, că am înțeles că cei de-a 11 nu se prea dau un vânt să vină la emisiune. Nu prea. Așa că eu cred că o să vii și nu o singură dată. Mulțumesc tare mult, Alecu. Mulțumim. Tu ai adus egalitate pe tablă aici și să vedem clasa a 12-a. Eu sper că la limba română ai fost bună. Da, cea mai. Uite la mine cum vorbesc, cam o țărancă. Mergem mai departe, clasa 12-a și îl invit aici pe Oliviu. Olivia. Care a mai fost la una dintre edițiile anterioare. Salut, Oliviu. Dar poți să ne reamintești care e pasiunea ta? Dacă data trecută am spus despre matematică, acum spun biologie și sportul.
Ok. Eu am pregătit pentru clasa 12-a o întrebare de la limba română și eu sunt sigur că tu știi răspunsul. Trebuie doar să te concentrezi. Dar uite aici, atent. 7-7. Da. Da? Deci dacă tu răspunzi greșit și Olga greșit, egalitate și premiul împărțiți. Dacă tu corect, Olga greșit, deci respectiv elevii au câștigat, dar dacă Olga corect, elevii se duc acasă capul în pământ. Dar Olga nu pierde niciodată. Haideți să vedem întrebarea. O aveți aici în față, alegeți care oca cu care scrieți. Așa, întrebare pentru clasa a 12-a. Personajul principal feminin din romanul Baltagul este... Și scriem răspunsul. Nu n-ai voie așa. Tu știi? Ei, știu, nu știu. Hai de capul meu, hai. Ne concentrăm, Olivia. Deci aici eu nu ajut pe Olga. Doar este un indiciu pentru ambii, care nu o să vă spun un mare lucru. Acest nume eu nu l-am întâlnit niciodată în forma din roman. Dar în altă forma sa este foarte răspândit. Da, inclusiv știu, în Republica Moldova. Să zic și burghez. Nu, Dumnezeule, Olga, oprește-te. Da, da, da. Olga e 7-7, copiii ăștia vor cărți. Olivia, stai o clip. Stai că romanul Baltagu. Da, eu am citit. L-ai citit? Eu tot l-am citit. Dar eu nu țin minte că asta a fost în clasa a 9-a sau a 10-a. Păi am zis că între a 12-a adresăm întrebări care nu obligatoriu sunt din clasa 12-a, dar țin de curicula școlară, ca să fie mai interesant. Așa, deci tu, asta era la tine răspunsul final. Nu mai ai nicio altă opțiune. Da, dar eu știu, înțeles că nu e corect. Dar cum dracu te cheamă? Dacă ar fi fost corect, știi ce făceam eu aici? Dar așa... Nu știu, am scris și eu un cuvânt. Așa, deci arătăm la cameră. Știți, vă rog, de... Personajul principal feminin din romanul Baltagul este... Olivia, ce zici? Eu am scris Suzana. Suzana. Wow, eu am scris Mărioara. Mărioara. N-are răspunsul corect nu? Este... E ceva așa ușor trebuie. Vitoria. Vitoria Lipan. Da. Nu pot scrie. Mai exact, Vitoria Lipan. Ea este eroina principală a romanului scris de Mihail Sabogan. Mă duc acasă și citesc. La noi în Republica Moldova și în general cunoaștem ca Victoria. Sora mea e Victoria. Deci tu vezi că știai. Trebuia un pic acolo de căutat în memorie, dar de această dată, oameni buni, lupta generațiilor se încheie cu egalitate. Elevii și superinterpreta Olga Verbițchi au 0 pentru răspuns la întrebare pentru clasa 12-a. În total, Olga, tu ai zis că ești bună la matematică. Scorul este 7-7. 7 Olga Verbițchi, 7 elevii. Băgăm aici o egalitate. Mai bun, ce drăguț. Eu zic că a câștigat prietenie. Am aici două vouchere de la Librarius. A câte? 1000 de lei. Pentru fiecare. Dar tu ai știut că îți câștigi amândoi? Nu, păi dacă câștigau elevii, ambele mergeau la elevi. Dacă răspundeai corect, câștigai. Dacă răspundeai corect, ambele mergeau la tine. Dar eu cred că 1000 de lei, pentru ca să cumperi cărți, asta e superb. Da. Și eu vă felicit pe ambii. 7 răspunsuri corecte din 12 întrebări, asta e fabulos. Da. Și dacă vreți să vedeți mai multe detalii despre cărțile care sunt disponibile, intrați pe site-ul librarius.md, inclusiv cei care urmăriți această emisiune. Dar eu știu și cărți sunt acolo, că eu des intru să mă voi probabil o să luați ceva pentru biblioteca școlară? Ele nu se duc la noi, ele se duc la bibliotecar, director, nu știu. Așa, eu n-am bibliotecar. Eu n-am bibliotecar. Bine, asta numele liceului, așa că felicitări vouă. Lupta generațiilor! Olga, tu cu vocea ta puteai să... Nu, că eu dacă strigă, încep a cânta. Lupta generațiilor!